la Botoșani ne-a pus multe probleme, cu toate că atunci mai trebuia, zic eu, să fi câștigat jocul, că am avut, am condus cu 2-0 la un moment dat, am avut multe situații de gol, mă rog. Și de-aia ne așteaptă un meci dificil, mai ales pentru că trecem printr-o o perioadă grea, cu toate că de-abia începutul returului, ne-am confruntat cu probleme mari. În sensul că înainte de prima etapă am avut 11 jucători grav bolnavi, câțiva internați prin spital, nu s-au antrenat vreo săptămână, lucru care a făcut să amânăm și prima etapă. Am jucat intermediar acum, miercuri, aici a fost din nou un avantaj pentru viitorul Constanța. Am început cu stângul returul la meciul de acasă cu Faro Constanța, am pierdut, 2 eliminați. La Znagov, miercuri, repet, din nou 2 eliminați. Deci am făcut schimbări în echipă. De la primul al doilea meci am schimbat 6 jucători, azi de la al doilea al treilea am schimbat din nou 4 și clar că mi-a fost foarte greu să obținem ceva. Cu toate că până să primim primul gol, zic eu că am avut câteva oportunități importante din care am fi putut specula să marcăm. N-am reușit, e dificil, repet, suntem la a treia înfrângere consecutivă, nu ni s-a mai întâmplat lucrul ăsta, cel puțin de 2 ani de zile că sunt la Botoșani, luam pituri sau returi 4, maxim 5 înfrângeri. În turul campionatului, de exemplu, am avut doar 4 înfrângeri, acum am 3 în primele 3 etape. Bine, e drept, am pierdut niște jucători importanți, golgheterii echipii. Da, trebuie să... După ce vor reveni titularii care sunt... Ideea e în felul următor. Noi, ca obiectiv, avem locurile 3-6. Deci suntem acolo în zonă. Important e să, eu știu, cei care sunt suspendați poate reveni cât mai repede și să alcătuim din nou un 11 competitiv, pentru că la ora asta nu nici ca schimbări, nu prea avem soluții, e foarte greu. Repet, a fost început foarte dificil de retur pentru noi, la care nu m-a așteptat nici eu și cred că nici conducerea, nici jucătorii. Rezultatul se pare conform cu ceea ce s-a jucat? Da, meritat rezultatul, n-am ce să contez. Un arbitraj foarte bun, m-aș bucura să... Durității, jocul de astăzi a fost cu mai puține falturi. Mă refer la ambele echipe, dar... Raportat la ce meciuri, că nu știu. La FC Farul și la FC Znagov. Da. Da, păi când viitor echipă care e preocupată să joace, noi ne propunem același lucru, nu am venit să rupim oase, nu știu ce. Da, să jucăm și să scoatem cât mai mult din meciul ăsta. Din păcate, atât am reușit. În regulă? Mulțumim. Mersi, mă, joc. Vă salut, numai bine, mulțumim! Victorii, după două rezultate mai puțin bune, a venit și cu succes. Este adevărat și cred că ați putut observa și din începutul jocului și din prima repriză, mai ales că în momentul în care nu ai o victorie, jucătorii își pierd puțin încrederea în ei și bineînțeles că la un moment dat intervine o crispare și cred că am avut-o astăzi în prima repriză a jucătorilor. Vă dați seama că dorindu-ți victoria și nereușind să în primele două etape să ne o apropiem, am avut câteva problemele de exprimare, mai ales în prima repriză. Cred că, mai ales în a doua repriză, jucătorii au dat dovadă de caracter și au creat ocazii foarte multe și cred că scorul putea fi mai mare, chiar dacă nu am practicat un joc așa cum ne-am fi dorit. Cred că asta se datorează stării în care ne aflam la început. Ne doream foarte, foarte mult victoria și a intervenit, cum v-am spus la început, o crispare, o anumită crispare în jocul nostru. După ce am marcat, am reușit să creăm câteva situații bune și să ne facem jocul nostru obișnuit. Am avut multe momente bune, într-adevăr și mai puțin bune, după cum vă spuneam mai mult în prima repriză, dar important este că ne-am apropiat cele 3 puncte. Vă spuneam la conferința de presă că vom câștiga astăzi. Sincer să vă spun,
Și eu am fost foarte agitat, și eu am fost foarte, foarte nervos. Și eu mi-am dorit poate foarte, foarte mult victoria și vreau în primul și în primul rând să le mulțumesc jucătorilor că au dat dovadă de caracter și că au luat cele 3 puncte astăzi. E greu ca antrenor să asiști la meciul propriilor elevi din tribună? Da, este cel mai greu, de asta v-am spus că fiind în tribună este cred că mult mai greu decât pe banca de rezerve. Toată crisparea de care vă spuneam a venit din cauza faptului că ne duream foarte, foarte mult, poate prea mult victoria și de aceea a existat în jocul nostru o anumită crispare. Este o problemă cu fundașii, mai ales pe partea stângă. Pe Kim, Călina a șutat, Vică, minutul 27 în bat. Da, să știți că nu tot timpul un jucător de fotbal sau o echipă, da, acum vorbim de individual, de un jucător de fotbal, se simte bine. Dacă vreți să vă dau un amănunt, am avut 4 sau 5 jucători care au intrat chiar dacă erau foarte, foarte răciți. Cum a fost? Larie, Rusu, Lupu, Popa. Au fost răciți, de asta spun că au dat dovadă de caracter, chiar dacă nu s-au simțit bine, au făcut totul și au reușit să câștige. La fel s-a întâmplat și cu Bică, nu a fost astăzi poate în cea mai bună formă, și fizică și mentală, dar să știți că este un jucător foarte important pentru noi, ca și toți cei din lot, și de care veți vedea că o să ne folosim în continuare. Am încredere și în el și în toți componenții lotului. Știu că oricine va lipsi, va putea fi înlocuit cu succes de altcineva. Astăzi se întâmplă să joace mai puțin bine un jucător, mâine se întâmplă să joace mai puțin bine altul, dar toți, să știți că sunt foarte importanți pentru noi. Da. Cristocea ne ajută foarte, foarte mult. Cristocea este un jucător cu care cei tineri se simt altfel în teren, le dă o altă încredere, știe să-i motiveze, știe să vorbească cu ei, este, dacă aș putea spune, este antrenorul secund din teren. Vă dați seama că tot timpul, în momentul când îl ai pe Vasilică în echipă, este mult mai bine dacă nu l-ai avea. Altfel joacă și echipa, altfel se simt, altă încredere au și jucătorii. Ceahlău 5-1 cu Farul, urmează o deplasare... A bătut la Farul 5-1, nu am știut. Urmează o deplasare lungă și un meci de lucru. Echipe care pare cea mai în formă din acest început de repede. Da, este o echipă care are în componență mulți jucători cu experiență, jucători care au jucat foarte mult la Divizia A. Formează o echipă foarte, foarte bună, dar joacă fotbal. Așa că cred că mai ușor îți este și ție și nouă, de fapt, să jucăm fotbal cu o echipă care nu se apără sau nu se bagă în poartă, decât cu cei care vin să se pună pe două linii și se apără în continuare. Tot meciul. Deci va fi un meci deschis. Eu vă pot spune că noi vom face totul să putem să câștigăm la Ceahlău. Vă dați seama că ar fi extraordinar și pentru noi, și pentru băieți, și pentru tot. Urmează o pauză de câteva zile în plus față de celelalte echipe în etapa viitoare. E binevenită, e bună? Fiind și accidentările în perioada asta? Da, bineînțeles. Eu personal vă spun sincer că aș fi preferat să jucăm programul normal, dar nu e nicio problemă. Noi ne-am făcut deja programul. Sper să fim mult mai proaspeți și mult mai bine pregătiți la meciul cu Ceahlău decât am fost astăzi. Și să creștem de la meci la meci. Mulțumesc.